Iată, dragi domnule, la stupină. Este prima zi frumoasă, 14 grade afară, iar Albina se mișcă exact ca în perioada asta de... exact ca vara. Da? Deci uitați cam care e activitatea. Găsesc un loc să mă retrag. Asta e cea de-a treia linie. Este un spectacol. Un spectacol. Iată ce a făcut hrănirea cu polen și cu miere. Acum nu mai e nevoie să hrănim cu polen. Deci gata, de acum s-au agățat. Deci totul merge perfect. Da? Aici trebuie să mai mărim un pic rampa de zbor. Și asta este urgența acum. Le-am avut mai strânse și cât de curând trebuie să mărim rampa de zbor. Da. Da, deci suntem în 22, este asta 21. Iată cu polen se cade frumos. Este minunat. La plinsul de salcâm e densitatea albinii. Ne uităm așa în rază, în zare, cum se spune. Da. Deci asta este activitatea în clipa asta. Cred că trebuie să dăm aproape drumul la rampa de zbor complet. Rod el este drept, polistiren acela. Nu mai cred că nu mai este problema șoricelului, nu mai îndrăznește el să apropie în condițiile astea de acum. Deci, fără discuții că putem da drumul. Rampa de zbor cea de-a treia, la care era drum mai greu, dar se vede așa cum dansează albina, cam care este frecvența. Și-a făcut și curățirea tot. Nu mai e cazul să mai umble. Dacă ai albina, el își rezolvă singur problema curățirii. Da. Dar v-am și spus că am și făcut-o eu, într-o măsură cu cele trei șuruburi care le desfaci, tot este foarte simplu. Și interesant este că caută și aici, ori fi albinuțele care știu de anul trecut, asta poate să fie o explicație. Sau vin acele din spate, vom vedea. În mod normal n-ar trebui să mai fie pe aici albine. Să lucreze numai în partea cealaltă. Da. Haideți să urmăm și linia cealaltă. Un pic. Ne duce și la a treia.
fost așa activitate frumoasă, intensă și la linia asta calculăm și de un pic mai probabil că era o mare urgență. Nu se găsește prea mult încă până cornul, dacă oficiul care îl au descoperit de aici mai mult de albinuții cu Alen. Da, deci bagă polene, e lucru frumos și interesant. Asta înseamnă că avem puiet. V-am arătat ieri până la 4 rame cu puiet. Am avut, sigur, nu toate au 4 rame cu puiet, înțelegem. Dar acela avea 5 rame și 4 erau cu puiet. Deci 5 rame și 4 cu puiet. Foarte, foarte frumos. Care are 6 rame și avem cu 6 rame pline cu albine, înseamnă că am 5 rame cu puiet. Deci există și așa ceva. În câteva zile, dacă e cald și e bine, ele pot să ajungă la 6 rame, cum vă spuneam, cu intervale cu tot. Atunci trebuie desfăcut urgent. Deci nu se poate lăsa o familie multă vreme cu 6 rame cu puiet. Trebuie desfăcut acelea. Da, le vom desface și o să vedeți exact. Iată din nou altă rampă de zbor. Mai copoșesc unul aici, mai trebuie deschis rampa de zbor, asta este sigur. Iată și aici. O să odihnesc cu frasul meu. Să ducem un lucru pe stup și ajung în stupul ăsta, pe fața stupului așa. Da, activitate e clar, în prin sezon. Minunat. Da, iată că munca depusă cu hrănirea cu mere cristalizată și polen își arată roadele. Sunt duce și la cea de-a treia linie. Să vedem care este situația și acolo. Tot așa de bine aș lucrează și asta. Nu știu dacă vedem albina în zare așa. Da, deci se vede dansând albinuța. Da, dar are și polen de la viorele, movule, că nu-l vedeam, căutam numai polenul galben. Dar nu, există și viorele și toporașe. Și astea oferă polenul acela violet. Și nu prea se observă. Cornul ăla are galben, vă arăt. Mm-hmm.
oprim cum mai caută și pe mine, mă să mă ciugurească. Da, sau de sus zumzetul. Gogolații de mare, așa că e puțin, dar cât e, vine că el așa cât mai cât e de puțin și vine aia este tineret, albinuță tânără care acum iese și iese la zbor și se orientează, ne uităm cum dansează pe rampa de zbor ca să ia caracteristicile, totul, feromonicul, tot și se poate întoarce cu fața spre rampa de zbor și dansează. Depătează ușor. Da? Este super. Hai, lasă-mă mai înțepați. N-am chef. Să fiu înțepați. De ce cauți aici? Așa. Dar ne oprim aici. V-am arătat deci care a fost secretul hrănirii în folie dublă cu miere cristalizată și polen. Ăsta este efectul. Da? Și o să vedeți îndată cum se dezvoltă în continuare, că ne ținem tot așa de hrănire cu miere cristalizată. Vrem să arătăm că performanța se realizează cu efort, da? Și dacă vii cu ce trebuie și de calitate hrana, albina se dezvoltă bine. La revedere!